Călătorie de groază pentru sute de oameni care au avut ghinionul să meargă cu trenul în ultimele două zile prin România. Au răbdat de frig și de foame în câmp. Am împărțit cu toții o sticlă de apă, iar toaleta era blocată, ne-au spus mulți când au coborât pe peron. Sunt revoltați pe bună dreptate că au fost umiliți și batjocoriți. Pe mai multe linii nu s-a putut circula din cauza vremii, însă nimeni nu le-a sărit în ajutor. Iar Ministerul Transporturilor și CFR Călători nu au dat explicații. Într-o țară civilizată în care cetățenii sunt tratați cu respect, responsabilii și-ar fi cerut măcar scuze și ar fi vorbit probabil de demisie. 25 de ore au stat pe drum acești oameni, care au plecat cu trenul de la Arad spre București. Nu durata a fost cea mai mare problemă, ci umilința pe care au îndurat-o. Inadmisibil în România așa ceva. Am avut întârziere 14 ore. De 6 ore să stăm într-un tren, să nu vină nimeni să spună nimica. Rămași în frig, fără apă sau alimente, călătorii nu au avut nici cui să ceară ajutor. Toaletele blocate, am fost cu toți în același vagon. Am împărțit o apă, inuman, fără mâncare. Au rămas trenul 6 ore, într-o pădure, nimeni, nimic, degeaba, nimeni. Disperați, unii călători au sunat la 112, tot degeaba. Am sunat la 112, ni s-a închis telefoanele în nas, că știm de voi, dar nimeni nu venea să ia o decizie. O soluție ar fi fost trimiterea în zonă a unor drezine diesel pentru încălzirea garniturilor de tren până la remedierea problemelor de pe calea ferată. Dar nu s-a întâmplat așa ceva. De asemenea, călătorii puteau fi duși la destinație sau măcar la adăpost cu alte mijloace de transport. Nu făcusem decât 10 km, dar nimeni nu ne-a spus unde suntem în pădurea respectivă și au spus așa: o să vă punem la dispoziție, dar pentru că Aradul nu are bani, nu o să vă dăm căldură. Ne-au dat puțină căldură la început, după care nu ne-au mai dat deloc, pentru că este probabil un război între regionale. Mai aveam chiar și o doamnă însărcinată în luna nouă. La Arad a ajuns în această dimineață un tren care a întârziat, atenție, 21 de ore, plecat din Constanța. Plecat din sâmbătă la 12 fără un sfert și am ajuns acum. Am întrebat Ministerul Transporturilor de ce nu s-au luat măsuri de prevenire înainte ca trenurile să plece la drum, în condițiile în care codurile de vreme rea fuseseră anunțate din vreme. Iată cum am fost primiți la sediu. Doamna Rașca, ați vorbit cu dânsa? Da. Nu cred. Trageți că dacă dânsa mi-a zis că nu, nu. Trageți acolo pe dreapta, dați telefoane, vedeți ce faceți. Eu nu pot să vă dau drumul. Așa că am sunat încă o dată și la consilierul ministrului și la ministrul demisionar, Lucian Șova. Toate neplăcerile călătorilor s-au transformat în niște întrebări fără răspuns din partea autorităților. Pe tot parcursul zilei am încercat să obținem reacții oficiale și ne-am ales cu nimic. Am sunat atât la Ministerul Transporturilor cât și la CFR Călători, am trimis solicitări prin SMS, solicitări prin e-mail și nu am obținut până acum niciun răspuns oficial. Călătorii nu pot nici măcar cere despăgubiri, pentru că legea nu prevede așa ceva în cazul întârzierilor pe calea ferată.